Sfântul Antim, episcopul Nicomidiei, a mărturisit prin viața și moartea sa credința în Hristos Domnul împotriva unei puteri politice imperiale care dorea dispariția creștinilor. Printre întâi stătătorii bisericii care au ajuns martiri în orașele cele mai importante, scrie istoricul bisericesc Eusebiu al Cezarei, cel din tâi pe care ar trebui să-l înscriem ca martir pe stâlpii ridicați în cinstea sfinților din Împărăția lui Hristos este episcopul cetății Nicomidia Antim, căruia i s-a tăiat capul. Eusebiu de Cezarea vorbește despre persecuțiile împotriva creștinilor din Nicomidia. În aceeași vreme i s-a tăiat capul și lui Antim, întâi stătătorul bisericii din Nicomidia, pentru că a mărturisit și el credința în Hristos, notează Eusebiu. Pe el l-a urmat o ceată întreagă de martiri din pricina unui incendiu care tocmai în zilele acelea izbucnise în chip misterios în palatul împărătesc din Nicomidia și despre care un zvon fals spunea că ar fi fost aprins de-ai noștri. Atunci de-a valma, fără deosebire, în urma unei porunci împărătești, marea masă a creștinilor de acolo, cu familii, cu tot, au fost unii străpunși de sabie, alții au fost arși de vii. În altă lucrare istorică, Chronicon Pascale, se păstrează o scrisoare scrisă chiar înaintea morții sale de către preotul Lucian din Antiohia, care este adresată bisericii din acea cetate. În ea se amintește faptul că episcopul Antim tocmai a suferit moartea la porunca împăratului Maximian Daia în anul 311 sau 312. Sfântul Simeon Metafrastul, în descrierea vieții Sfântului Antim, arată cum, la îndemnul credincioșilor, în timpul persecuției lui Maximian Daia, episcopul s-a ascuns într-un sătuc în apropierea Nicomidiei. Aflând după ceva timp unde se află Antim, împăratul a trimis un grup de soldați care să îl captureze. Cunoscându-l pe Sfântul Episcop și ascultând cuvintele sale, soldații s-au convertit. A fost în cele din urmă adus în fața împăratului, torturat și ucis. Morții lui Antim au urmat omorârea tuturor celor care făceau parte din clerul său, preoți și diaconi cu familiile lor. Trupul lui Antim a fost luat de către creștini și îngropat după cuvință. Mai târziu, deasupra mormântului său, împăratul Justinian a ridicat o splendidă bazilică.